Hai că vă murdări. Hai, hai, nimic. Mai găsești mașina? Da. Aha. Mai găsești acum de mâncare? Cum? Ies, găsești pe drum ceva să le dai să mănânce? Găsește mâncare, găsește. Găsește, da. Păi, le dau boabe, le dau fân, le dau... Aia, da. Le dau porție de mere. Și asta are iar fân. Mere? Mere, e acolo așa, e stul, sute de tone de mere. Ai, zău. Da. E o grada neculeasă. Ne... Și am vorbit cu proprietarii, proprietarii sunt la București. Bine, să rătă. Hai să trăiți. Frumoase oi, câte ai? Poftim? Câte oi ai aici? Ai 70? Vreo 100 și ceva și mai am pătate acolo, vreo 34. Vă plac oile, vă plac animale. Da, da, îmi plac animale. Hai, mulțumesc. Bine, să trăiți. Bine, sănătate, să trăiți, vă mulțumesc pentru pâine. Tot ce doriți. Să trăiți sănătate multă. Nu vedeți că a distrus sara, a rămas acolo o gradă, de o grăză, de cred. Uitați, aici a fost o gradă, de aici așa să mâncai. Eu am folat ciuei aici. Eu sunt de mic copil aici în Merișani. Am folat ceapeu, am folat iaseu, am folat... Nu le mai lucrează nimeni. Au rămas de paragină. Aici era tot sute de tone de mere. Mânca oile, mânca, aveam mii de oi, toată lumea. Lua piei, lua tot, tot lângă. Acum nu mai ia nimeni. Nimic. Nimic. Tot ce doriți. Să trăiți sănătate. Un scurt episod cu un cioban care se duce într-o plantație părăsită de mere să-și rănească turma acolo. Au rămas pământurile nelucrate, livezile cu meri neculese, așa că asta este realitatea în care trăim în ziua de astăzi. Nu avem ce face, mergem înainte. Din nefericire, paragina s-a întins ca o ciumă. Asta este realitatea din România de zilele noastre.